Continuă ancheta în cazul bătrânilor de 67, respectiv 73 de ani din comuna Brebeni, care în noiembrie 2018 au fost bătuți și tâlhăriți în propria locuință. Ulterior, din cauza rănilor grave suferite, bărbatul a decedat la spitalul de urgență din Craiova. Procurorii parchetului de pe lângă tribunalul Olt au un cerc de suspecți, dar așteaptă să primească rezultatul expertizei genetice, care va spune clar cine este agresorul. Până în prezent, principalul suspect este nepotul bătrânilor. Așteptăm expertiza genetică, chiar săptămâna trecută am discutat cu institutul și oficial, i-am rugat să-mi transmită oficial un punct de vedere cu privire la soluționare, mi-au promis că până la sfârșitul trimestrului 1. Este acel nepot suspectul principal? Rămâne unul dintre suspecții principali, de asta am și dispus expertiza genetică. Urmează să restrângem cercul în funcție de expertiza genetică. Cei doi concubini s-au trezit cu agresorul peste ei în casă în noaptea de 4 spre 5 noiembrie 2018. I-a amenințat cu moartea și i-a lovit cu pumnii și picioarele minute în șir pentru a obține bani de la ei. Le-a furat suma de 600 de lei și a fugit. Victimele au stat în frig și pline de sânge până dimineața, când o vecină a sunat la 112 și a anunțat incidentul. Cei doi au fost transportați inițial la Spitalul Județean de Urgență Slatina. Ulterior, au fost transferați la Spitalul de Urgență din Craiova, unde bătrânul a decedat. După ce va fi identificat, agresorul va ajunge după gratii.